Pe data de 17-12-2014, Primăria Municipiului Suceava va împărți 5.000 de cadouri la copiii cu minți în fața bradului de pe esplanada Casei de Cultură. Primarul Ion Lungu a mai anunțat că și în acest an Revelionul va fi sărbătorit în aer liber în parcarea Julius Moll. Încă se lucrează la lista artiștilor care vor întreține atmosfera, dar un nume este deja sigur, Sofia Vicoveanca. Vom face un parteneriat cu Julius Moll, cât de 50.000 de lei ron de fiecare, primăria și Julius Moll, să organizăm Revelionul în aer liber și în acest an la Julius Moll. Găsesc că este locația cea mai perfectă, pentru că, din nou spun, în centru se pot face distrugeri și lumea e mai veselă în noaptea de Revelion. Ca atare, deci vom intra în sesiunea Consiliului Local din luna decembrie, care va fi data de 18 decembrie, sper că am spus bine, joi 18 decembrie, cu o săptămână mai repede decât era normal, pentru că săptămâna următoare este Crăciunul. Și sper să aprobăm acest lucru. Între timp, oamenii din primărie caută artiști, sperăm să găsim. Ce vă pot spune cu siguranță că va cânta doamna Sofia Vicoveanca și mulți alți artiști de muzică populară din municipiul Suceava.